Dumnezeu. La rugăciune, când închideți ochii și vreți să vă rugați, la ce vă imaginați că vă rugați? Cui vă imaginați că vă rugați? Sau altă întrebare este, care n-am auzit-o niciodată, de la care creierul meu s-a gândit, Dumnezeu e bărbat, e de gen feminin, e femeie, e neutru, că în limba română există și neutru. Sunt câteva întrebări la care ne putem gândi și asta este important pentru că modul în care ne-l imaginăm pe Dumnezeu, îl percepem pe Dumnezeu, determină viața noastră. Înțelegeți? Cum îl imaginăm pe Dumnezeu, modul în care îl percepi pe Dumnezeu, determină cum trăiești. A venit odată un învățător al legii la Domnul Iisus și i-a spus așa. Învățătorule, care este cea din tâi poruncă? Adică cea mai mare poruncă. Și Domnul Iisus i-a răspuns. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Cea mai mare poruncă din lege, ok? Domnul Iisus spune că e asta. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Să iubești un Dumnezeu cu care faci cunoștință de când te-ai născut, un Dumnezeu nevăzut, un Dumnezeu despre care știi, despre care știi. Un creator al unui univers la care oamenii de știință încă îi caută marginile. Și o să ne uităm în ceea ce urmează la un clip de un minut și ceva, care vorbește puțin despre universul ăsta. Și așa de bun e videoclipul ăsta, pentru că de multe ori așa de mari ne credem în mândria noastră și așa de bine ne face să ne aducem aminte că în comparație cu noi Dumnezeul ăsta e incredibil de uriaș. Universul ăsta e incredibil de uriaș. Ok? Haideți să ne uităm. Împreună. Acum oamenii de știință au început să vorbească despre multiverse, adică universuri mai multe, că există mai multe universuri. Și la creatorul, pe creatorul la universul ăsta, la planetele astea care le-am văzut, pe el suntem chemați să-l iubim. Și întrebarea mea este, e ușor să-l iubim pe Dumnezeul ăsta infinit? Pe Dumnezeul ăsta uriaș, pe care mintea noastră limitată nu prea poate să-l înțeleagă. O fi ușor. De multe ori pot să spun că e greu. E greu. Pentru că ferice de cei care n-au văzut
și au crezut. Odată ce o să-L vedem pe Dumnezeu față în față, nu o să mai fie nevoie de credință. Dar până atunci avem nevoie de credință și rămâne cea mai mare poruncă care o găsim în Vechiul Testament și o găsim și în Noul Testament. Și o să o mai spun o dată. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Asta e cea mai mare poruncă. Și nu știu despre voi, dar eu nu sunt foarte aproape de a împlini lucrul ăsta. Să iubești pe Dumnezeu mai mult decât iubesc familia mea, decât mă iubesc pe mine, decât iubesc țara asta, probabil că iubesc pe Dumnezeu mai mult. Modul în care îl înțelegem pe Dumnezeu, modul în care îl percepe Dumnezeu va determina modul în care îți trăiești viața. Poți să-L înțelegi pe Dumnezeu și mulți oameni înțeleg pe Dumnezeu, de exemplu, ca pe un polițist cosmic. Un polițist, cum ai făcut ceva, să te aștepți la amendă, să te aștepți să te pune din cer. De-abia așteaptă Dumnezeu să dea o amendă. Un polițist cosmic. Și atunci începi să trăiești în frică. Dacă mă pedepsește, am păcătuit astăzi, am vedea, o să vezi ce face. Începi să trăiești în frică, pentru că modul în care îl înțelegi pe Dumnezeu determină modul în care trăiești în fiecare zi. De când te trezești până seara, începi să vii cu reguli, începi să te simți vinovat și începi să tinzi poate spre legalism, să spui atâtea reguli, să fii sigur că nu primești amendă de la Dumnezeu. Și mulți oameni îl văd așa pe Dumnezeu, un polițist cosmic. Alții, la extrema cealaltă, îl văd ca pe un bătrânel micuț, blând, cu barbă albă și cu păr lung, care e ok să trăiești oricum, bunicul oricum te iubește și îți dă tot ce ai nevoie. Și asta duce la cealaltă extremă, la o viață care te gândești că îți permiți orice, că poți să trăiești oricum, că Dumnezeu te iubește. Dumnezeu e ok, nu-i nimic, haide, fără probleme, bunicuțul te pricepe. Te primește înapoi. Alții și îl imaginează pe Dumnezeu ca pe un mecanic undeva în depărtarea Universului, la capătul Universului și se asigură acolo că nu se prăbușește Universul ăsta. E așa de departe. Dumnezeu e acolo, noi suntem cu problemele noastre, cu factorile noastre, cu școala noastră. El are problemele lui, el trebuie să aibă grijă de Univers, că e mecanicul Universului. Și nici așa nu Dumnezeu. Alții și îl imaginează pe Dumnezeu că poate să trimite oameni în iad, așa știu despre lucrul ăsta, așa că duminica îl scot din cutibuță și spune, Doamne, uite, vezi, eu sunt băiat fain și e duminica și acum eu o să cânt niște cântece și serios că le cânt pe toate și spun și o rugăciune și tu nu mă trimiți în iad. Iad, ok? Și ăsta e Dumnezeu, Dumnezeu de duminică. Și mulți oameni trăiesc cu gândirea asta, că închid ochii sau să se roage, dacă se mai roagă, că e un Dumnezeu din ăsta. El scoți dintr-o cutiuță și îl pui acolo. Bună dimineața, e duminică dimineața din nou și haide să petrecem timp împreună. Nici așa nu Dumnezeu nostru. Modul în care îl înțelegem pe Dumnezeu va determina modul în care trăim. În Isaia 40, Dumnezeu se descrie cumva pe El. Îi spune lui Isaia, spune cuvintele astea despre mine. Și un dialog acolo în Isaia 40, din care Marius a citit puțin. Și Dumnezeu e puțin mânios acolo pe poporul evreu. Ascultați cum se descrie Dumnezeu. Ascultați ce spune El despre El. Cine a măsurat apele cu mâna Lui? Cine a măsurat cerurile cu palma Lui? Și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpănă? Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile Lui? Cu cine s-a sfătuit El? Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră. Sunt ca praful de pe o cumpănă. Toate neamurile sunt ca o nimică înaintea Lui. Nu sunt decât deșertăciune și nimicie. Cu cine voiți să mă asemănați? Cu cine voiți să mă asemănați? Un Dumnezeu supărat de poporul evreu, pentru că aveau probabil aceeași problemă.
Încă noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, avem cuvântul lui Dumnezeu, slavă lui, și cunoaștem mult mai mult decât cunoștea poporul evreu. Încă nu știa cu ce Dumnezeu au de face. Și națiunile Pământului pe vremea aceea își făceau zei și se închinau la ei. Și Dumnezeu îi întreabă pe evrei, cu cine vreți să mă asemănați? Cu cine vreți să mă comparați? Ce înțelegere aveți despre mine? Este așa de important modul în care îl înțelegem pe Dumnezeu. Cu care îl vedem pe Dumnezeu. Ascultați ce spune Noul Testament despre El. Singurul care are puterea, nemurirea, care trăiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și are cinstea și puterea veșnică. Romani 11. O, adâncul bogăției și înțelepciunii lui Dumnezeu. Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. Isaia 55. Gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre, ci cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele de căile voastre și gândurile mele de gândurile voastre. Și noi de multe ori ne avem curajul să spunem, cred că știm cum arată Dumnezeu. Cred că așa arată. De fiecare dată când spun lucrul ăsta, cred așa arată Dumnezeu. De fiecare dată sunt greșit. De fiecare dată când mă gândesc, cred că așa înțelege Dumnezeu istoria și vede Dumnezeu istoria, posibil să fiu greșit. Avem un Dumnezeu infinit, avem un Dumnezeu incomprehensibil. Atât de greu este să-L înțelegem pe El. Și totuși, Dumnezeu în bunătatea Lui a ales să ni se descopere. Și de multe ori am putea spune despre un Dumnezeu că este un Dumnezeu distant și rece. Dacă n-am avea cuvântul Lui, dacă n-am avea experiențe cu El, dacă n-am avea oameni să ne spună despre experiențele lor cu Dumnezeu nostru. Și câteva din atributele lui Dumnezeu, câteva lucruri teologice pe care trebuie să le înțelegem. Asta este o parte. Și apoi sunt experiențele cu Dumnezeu, în care Dumnezeu și lucrurile care le știm despre El devin reale în viața noastră. Primul atribut, un lucru teologic care trebuie să-l înțelegem despre Dumnezeu este imutabilitatea lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu nu se schimbă. Și Psalmul 91 spune, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Dumnezeu nu se schimbă. Și lucrul ăsta poate să fie o avertizare și poate să fie o veste bună. O avertizare este că nu-L putem face pe Dumnezeu și să ne imaginăm pe Dumnezeu așa cum vrem noi, cu gândurile noastre, cu mintea noastră limitată. Nu putem face lucrul ăsta. Vestea bună este că Dumnezeu ăsta nu este un Dumnezeu capricios. Și să ne trezim dimineața cu frică, oare astăzi Dumnezeu se răzgândește, oare schimbă criteriile, oare o să fie nervos? Nu, Dumnezeu nu se schimbă. Este un lucru care ne putem odihni. Dumnezeul nostru este același ieri în veci. Ieri, astăzi și în veci. Dumnezeu nu se schimbă. Al doilea lucru este omnisciența lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu știe totul. Nimic nu este ascuns de El. Știe prezentul, știe trecutul, știe viitorul, știe fiecare cămăruță a inimii mele și a inimii tale, știe toate secretele tale. Știe toate secretele mele. Nimic nu poate fi ascuns, nimic nu le ia în surprindere pe Dumnezeu să spună Marius a spart cana. Nu mă așteptam. Sau Marius a călcat iarăși pe bec. Îmi pare rău că l-am mântuit. Niciodată nu se spune Dumnezeu așa ceva. Omnisciența lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu știe orice, știe viitorul, este deja acolo. Știe cu cine o să te căsătorești, știe câți copii o să ai, știe cum o să-i cheme, știe totul. Omnipotența lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu poate să facă orice lucru. Nu are limitări fizice. Gravitația nu îi împiedică să facă nimic. Legile noastre, dimensiunile noastre pe care le avem pe Pământ nu se aplică lui. Omniprezența lui Dumnezeu este prezent peste tot, capabil de orice. Imutabilitatea lui Dumnezeu nu se schimbă. Asta e Dumnezeul nostru.
Și pentru că este așa, este un Dumnezeu infinit. Ascultați câteva lucruri care le-a scris un om al lui Dumnezeu despre el. 7 lucruri. Pentru că Dumnezeu este infinit. Înseamnă că iubirea Lui nu are limite. Faptul că Dumnezeu este o persoană înseamnă că iubirea Lui este bazată pe alegeri, pe sentimente și pe rațiune. Faptul că Dumnezeu este etern, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu, înseamnă că iubirea Lui nu are început și nu are sfârșit. Faptul că Dumnezeu este omniprezent, prezent peste tot, spune despre Dumnezeu că iubirea Lui umple întreg pământul. Faptul că Dumnezeu este sfânt arată faptul că Dumnezeu, că iubirea Lui este pură și fără motivații ascunse. Dumnezeu este dreptate, înseamnă că iubirea Lui este corectă. Dumnezeu este un Dumnezeu corect, nu funcționează la El pe pile și pe relații ca în România. Dumnezeu este credincios, Dumnezeu este neschimbător, Dumnezeu este de încredere. Avem un Dumnezeu uriaș pe care de-abia începem să-L înțelegem. Poate îl înțelegem din ce în ce mai mult și totuși a ales să ne se descopere. Și unul dintre lucrurile cu care trebuie să spun în seara asta este despre dragostea Lui. Și o să vorbim în următoarele minute despre un tablou al lui Rembrandt. Un tablou care Rembrandt l-a pictat spre sfârșitul vieții Lui și nu l-a terminat în timpul vieții Lui. Dar spre sfârșitul Lui, acest pictor olandez a început să cunoască mai mult Biblia, a început să citească mai mult privele. Și tabloul care îl aveți în față a fost terminat la 2 ani după moartea Lui. Și are de-a face cu întoarcerea Fiului Risipitor. Titlul este Întoarcerea Fiului Risipitor. Un om avea 2 fii. Cel mai tânăr dintre ei a spus tatălui: Tată, dă-mi partea de moștenire care mi se cuvine. Și tatăl a împărțit între ei avere. Nu după multe zile, fiul cel tânăr a strâns totul. A plecat într-o țară depărtată și acolo și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Și ce a pictat Rembrandt aici este întoarcerea acasă a fiului, care a înțeles că era mult mai bine acasă. Că familia lui era mult mai bine. Că alături de tatăl lui era altfel, era cel mai bine acolo. Și tabloul le reprezintă pe tatăl, care îl primește cu un gest deschis de primire. Și Rembrandt ăsta a fost foarte obsedat de Natalie. Al doilea titlu al tabloului este Tată cu o inimă de mamă. Și asta pentru că, și sper că se vede din spate, dacă nu aveți voie, la sfârșit să veniți să-l analizați. Pentru că mâna dreaptă a tatălui este diferită de mâna stângă. Dacă mâna dreaptă, mâna stângă este puternică, este o mână de bărbat, autoritară, mâna dreaptă este o mână de femeie. Este o mână sensibilă, o mână primitoare. Și Rembrandt s-a pictat pe la mijloc, el personajul, și în dreapta este fiul cel mare, care cu atitudine respingătoare, este cu mâinile așa, în atitudine de respingere și puțin de dispreț. Pentru că știm povestea, fiul se mânie și spune, păi tată, mie nu mi-ai dat niciodată. Dar inima tatălui spune foarte mult. Și Domnul Iisus, când a spus pilda asta, a vrut să-L înțelegem mai mult pe Dumnezeu nostru. Un tată cu inimă de mamă l-a pictat Rembrandt. Pentru că Rembrandt a înțeles ceva din Dumnezeu nostru și a înțeles dragostea lui Dumnezeu. Care este așa de importantă. A spus că Dumnezeu este fără margini și asta înseamnă că iubirea Lui nu are margini. Când s-a întors fiul acasă, tatăl l-a primit. I-a dat un inel în deget, a tăiat vițelul cel îngreșat. Pentru că iubirea lui
pentru Fiul era enorm. Iubirea lui Dumnezeu, iubirea Creatorului este fără margini pentru noi oamenii, este ciudat de mare. Este neînțeles de mare. De multe ori trec zilele și imaginăm că Dumnezeu ne-a uitat pe undeva pe acolo și uităm de aspectul ăsta, că iubirea lui Dumnezeu este incredibil de mare pentru noi. Și uităm că, de fapt, pe cruce, când a plătit pentru păcatul tău și pentru păcatul meu, lucrurile l-au ținut acolo. Și dragostea lui, dragostea lui de Tată, care de fiecare dată când ne întoarcem la El, după ce ne-a mutărit în oroiul lui, ne primește cu inimi deschise. Ne dă un inele în deget și se bucură. Avem un Dumnezeu uriaș. Avem un Dumnezeu uriaș. Și Maica Tereza a spus o vorbă, spunea că în final, toată viața este între tine și Dumnezeul ăsta. E bine, Dumnezeul ăsta este foarte, 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 foarte extraordinar. Și cu cât trec anii, vă doresc să-L cunoașteți mai mult și mai mult. Dar de fiecare dată, când înțelegeți mai mult din măreția Lui, îmi doresc să înțelegeți tot mai mult din dragostea Lui. Un Dumnezeu incredibil de mare, cu o dragoste infinită pentru noi, care întotdeauna e gata să ne primească așa cum suntem. Vreau să vă invit să vă ridicați și Dumnezeul acestuia, fără margini, să venim înaintea Lui. Fiecare în mintea Lui poate să fie un moment, un minut, două de rugăciune și să-i spunem, Doamne, mintea mea imaginată, mintea mea, știu că e și mult mai mare decât mi-am imaginat eu. Și îl putem lăuda pe Dumnezeu pentru caracteristicile Lui, da? Au fost câteva lucruri teologice pe care e important să le înțelegem. Dumnezeu infinit, omniprezent, omnipotent, care e imutabil, imutabilitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu care nu se schimbă. Și dacă va vorbi unul din atributele astea, care sunt destul de reci, dar care ne spun multe despre Dumnezeu nostru, haideți într-o rugăciune să lăudăm pe El. Să-i mulțumim că este așa și nu altfel. Haideți să ne rugăm.